Continuăm subiectul cu ceva frumos, mai ales pentru doamne. În perioada sărbătorilor sau atunci când așteaptă oaspeți, gospodinele sunt preocupate de meniul cu bucate. Numai puțin importantă este și fața de masă aleasă, pentru că aceasta emană stil și eleganță. Dacă vă întrebați ce culori și țesături sunt potrivite, dar și cum întreținem o față de masă care s-a pătat după un ospăț, aflați în continuare de la invitatul meu, Veronica Celac, o tânără antreprenoare specializată în fețe de masă. Bine ai venit acasă, Veronica! Mulțumesc, Anda! Bine v-am găsit pe toți aici! Uite, un subiect care are legătură directă cu casa noastră, adevărat. Fața de masă. Tu ești o antreprenoare și ești specializată de cât timp pe fețele de masă? Este deja al doilea an de când creez fețe de masă. Super! Și nu neapărat cu specific de sărbătoare, ci și universale, corect? Da, adevărat. Bun, hai să te întreb despre pânză, despre țesătura din care tu faci fețele de masă, pentru că observ diferite texturi și vreau să-mi spui mai multe. Da, eu clasific fețele de masă în trei categorii. Așa. Prima categorie sunt fețele de masă curat, coton, poate fi și brodate. A doua categorie avem aici, sunt fețele impermeabile. Aici. Da. Sunt stofe cu 65% coton și 35% strat protector. Așa, observ că e așa un pic mai dură, da? Da, iar a treia categorie este curat polester. Așa, uite, hai să vorbim despre aceste fețe de masă, pentru că ele, ai zis mai devreme, că sunt și impermeabile. Adevărat. Iar nouă gospodinilor ne place asta, corect? Da, adevărat, de ce? Și am optat doar pentru ele, pentru că atunci când cade apa, tu poți să ștergi repejor cu un șervețel și sărbătoarea merge în continuare. Ok, ai zis apa, dar vinul care poate să lase o urmă, dar, nu știu, urmele de grăsime eventual? Când e vorba despre vin, atunci ștergi cu ceva umed, chiar în momentul în care... Deci chiar atunci. Da, chiar atunci, apoi la fel, sărbătoarea continuă. Dacă este vorba de grăsime, la fel, încerci să ștergi, dar în cazul în care rămâne la spălat la 30 de grade, pui pentru pete de gresant ca să ia pata. Așa, și se ia foarte ușor, da, în varianta, da, asta, da? Da. Bun, hai să te întreb atunci, pentru că, știi cum, designul diferă și formele meselor diferă și aici vreau, da, să vorbim. Pentru o masă cu ovală, da? Sau rotundă, luăm sau optăm pentru o față de masă pătrată sau dreptunghiulară? Eu nu aș opta, deci dacă masa este rotundă, noi facem fețe de masă rotunde. Dacă este ovală, sunt cliente care preferă fețe de masă dreptunghiulare. Și deja pentru cele dreptunghiulare adăugăm câte 20 de centimetri. Așa, bine, lateral, deci noi coasem individual. Noi nu avem mărimi standarde, pentru că fiecare masă, corect, din experiență văd că într-adevăr diferă și eu tare aș vrea ca fiecare client să fie mulțumită de propriul său produs care l-a comandat. Deci, uite, ideea asta este foarte interesantă pentru a face fețe de masă la comandă, pentru că noi mergem pe o chestie nestandard, da, în casă, și nu găsim de fiecare dată față de masă pe mărimea, adevărat, mesei pe care o avem, corect? Da, da, e adevărat. De ce? Mă bucur că oamenii spun că, uite, la tine, într-adevăr, pot să fac o față de masă și că nu găseam în care comerț. A fost cea mai mare față de masă? Acum sunt curioasă. Chiar este aici, are 3 metri, este, deci, aceasta. Așa, asta, are 3 metri. 3 metri lungime. Și lățimea? Și 1,30 m lățimea. Bun, și nu uităm că ai zis tu mai devreme și vreau să accentuez, deci 20 de centimetri, da, trebuie lăsați să curgă fața de masă în jos, da, nu mai mult și nu mai puțin, da? Da, eu cred că e absolut normal să fie exact atât, nici prea lungă să cadă chiar pe, da, genunchi, nici prea scurtă să cumva să cadă. Cum masă se comportă fața de masă la spălat? Pentru că, uite, am zis mai devreme, acest material este un pic mai dur. Da. Bănuiesc că primul despre care ai vorbit este mai moale și, da, atunci e diferită la spălat. La câte grade trebuie să o punem? Ce facem înainte, eventual, cu pata? O prelucrăm pata? Și cum avem grijă după? Adică o călcăm, o lăsăm să se usuce, o punem pe masă și o lăsăm așa să se usuce? Ok, este dorința fiecărui dacă se calce sau nu, dar fața de masă se spală la 30 de grade. Când se usucă, nu se usucă direct la razele solare, deci printul se pune pe partea de dos. Așa. Da? Ca să păstrăm culoarea feței de masă și ea se șifonează doar un pic, nu tare, față de coton curat. Ia un pic se șifonează, se calcă obișnuit, se folosește și ori de câte ori o speli. Eu am și față de masă de anul trecut și acum mi-a scos fulgi, că este temă de anul, da, nou. Și e în stare foarte bună, la fel, impermeabilă și... Oamenii, apropo, vin cu doleanța de print sau tu ești cea care le alegi și îți pui amprenta? Uite, omul când întreabă
ce tipuri de printuri ai. Eu zic, dar ce culori vrei tu să fie? Și îmi trimite de obicei bucătăria. Și de după asta selectez fie unitonie, fie deja în coloristica lor, sau cu flori, sau cu forme geometrice. Cumva îi ghidez, pentru că am o mulțime de printuri mult mai mare. Uite, aici vreau să ajung. Fețele de masă chicioase. Bine, poate ar fi urât spus, prea dur. Nu chicioase, dar cu o abundență de forme. Sunt ok sau trebuie să optăm mai mult pentru o față de masă mai lejeră și mai calmă? Eu aș zice că oricum fiecare om este diferit. Undeva la 70%, într-adevăr, fetele aleg unitone. Dar celelalte doresc ceva mai exprunt, mai colorat. E absolut normal să avem dorințe diferite. Bun, și așa cum ne alegem hainele de sărbătoare, așa este ok să ne alegem și masa, pentru că în bucătărie stăm și ne vedem. Da, și spectatorii noștri văd acum câteva fotografii foarte, foarte frumoase. Apropo, cu printuri, nu văd aici Moș Crăciun. Da, vreau să specific și momentul ăsta, pentru că eu optez, personal optez, pentru printuri cu fulgi, pentru că iarna durează 3 luni de zile. Sărbătorile de anul nou, cumva o lună de zile, da? Apoi, în februarie și ianuarie, noi am vrea tot ceva de anul nou. Așa. Tot ceva cu fulgi, dar nu cu Moș Crăciun. Adică, eventual, dacă nu ne dă Dumnezeu ninsoare, să avem ninsoare în bucătărie prin print, da? Da. Foarte, foarte frumos. Bun, hai să mergem mai departe cu culoarea, pentru că citisem eu la un moment dat că e în vog acum de Crăciun să fie roșu. Deci culoarea roșie să predomine, să fie fața de masă doar roșie. Cum te uiți tu în calitate de, uite, antreprenor și design, și cu un ochi de ăsta de designer? Totuși, anul care vine este anul dragonului. Este și roșu, dar și mai mult auriu și verde. De aceea, roșu este un element foarte aprins, puternic. Dacă tu ești ok să vezi pe fața de masă roșu, poftim. Dar dacă tu vrei ceva mai calm, da, poți opta pentru un auriu cu fulgi, pentru un gri cu fulgi. Da. Perfect. Bine că ai menționat asta și vreau să te mai întreb despre țesături, pentru că ce am vorbit mai devreme este o țesătură, hai să zicem, nepretențioasă. Da. Deci se spală foarte și practică în același timp. Da. De ce tip de țesătură ar trebui să fugă telespectatorii noștri atunci când fie dau comandă, fie merg prin magazine și vor să-și cumpere o față de masă, astfel încât să nu întâmpine dificultăți la spălat, la călcat și, în general, la îngrijit? Odată ce am trecut eu la produsele ecologice și le creez deja de 5 ani de zile, nu doar fețe de masă, mereu căutam și ele să fie ecologice și practice. Așa. Da. Deci poliesterul este, însă și stofa din poliester este făcut pe fond din petrol, deci ea nu este ecologică. Stofa care o avem noi este gobilen, ea este creată în Turcia, deci calitatea ei își spune și prețul și toate feedback-urile pozitive care le avem de la cliente. Uite, mi-ai zis acum de prețuri și chiar sunt curioasă. Nu vreau să-mi spui exact un preț, dar de la cât până la cât pornești, pentru că îmi dau seama că e vorba și de țesătură și de lungime și de mărime. Da, am făcut și fețe de masă mult mai mici, care venea sub 200, despre exemplu. Așa. Și fețe de masă și mai mari la 300, de la 3 metri, ajung și la 700. Cumva sunt foarte lei. Ok. Vorbim lei. De lei. Da, da, așa. Vorbim de lei, dar avem prețuri foarte accesibile la fețe de masă. Și uite, mă gândesc acum, care este, până la urmă, ce-i mai bine? Să mergi și să la un specialist care să-ți facă o față de masă exact de care ai tu nevoie, decât să mergi prin magazine și să dai târcoale la toate magazinele și să nu găsești până la urmă o față de masă pentru, uite, o masă de 3-4 metri, cum mai sunt. Deci, eu totuși aș opta pentru a da comandă. Da. Și a face fețele de masă exact care tu vrei, exact după mărimea ta, să fii și tu mulțumită, plus tu pierzi timp în magazine. Corect. Dar partea de online ne permite să economisim din timp, să fim în zona comodă, acasă. Și ce vreau să te întreb și de culori, pentru că e o problemă atunci când avem prea multe culori. Și uite, nu știu cum deodată m-a dus gândul această față de masă, alb cu roșu. Da. În momentul spălării, nu derapează și nu pleacă, se deplasează culoarea
fulgilor roșii pe țesătura albă? Nu. Deci nu, nu e nevoie de un color catcher sau acel burețel care îmbibă și nu-ți permite? Nu am întâlnit chiar așa situație și niciun feedback nu am primit. Până ce? Deci până acum nu am întâlnit așa situație. Să înțeleg că aici contează și țesătura. Da. Deci cumva am ales dacă este produs în Turcia, țesătura este calitativă și cu cât mai multă culoare are fața de masă, cu atât stratul de protecție este mai mare. Okay. Asta așa o să cred din... Așa, de bucătărie, da. Dar apropo de grosime, cu cât e mai groasă, e mai bună și cu cât e mai subțire, e mai de proastă calitate? Nu de proastă calitate, pur și simplu se va șifona un pic mai, mai tare. Da, și pentru a nu o călca și nu asta ore în șir la călcatul feței de mese, pentru că masă că vrem și noi gospodinile să arătăm că suntem gospodini, ce trebuie să facem? Știi, un truc poate? Un truc să o pui corect la spălat, deci așa? Păturită mai corect și să fie uscat. Deci o împăturim așa în patru, da? Când o punem la spălat. Da, și totodată să nu fie plin mașina de spălat, pentru că în cazul în care tu pui plin, acolo toate produsele vor ieși șifonate, nu doar față de masă. Am înțeles. Eu îți mulțumesc pentru sfaturi așa și din bucătărie, dar și ca o gospodină și ca o antreprenoare. Și te mai așteptăm acasă și cu alte fete de mese, poate, pentru o simplă seară sau cină în familie. Da, mulțumesc frumos pentru invitație. Mi-a fost chiar plăcut. Cu drag și te mai așteptăm.